Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Săptămâna aceasta va fi dominată de romantism. Atracția reciprocă între reprezentanții sexului opus va crește de câteva ori, ce va contribui la începutul noilor romane. Dacă ești deja într-o relație lungă și chiar în gândurile tale nu-ți permiți trădarea partenerului tău de suflet, îți va fi foarte dificil să reziști la multe ispite. Este foarte probabil să experimentezi un interes senzual pentru un coleg, iar a fi la serviciu se va transforma într-o tortură severă pentru tine. Această pasiune te va distrage de la afaceri și, prin urmare, dezvoltarea carierei tale se va opri. Luni 26 august este mai bine să abandonezi orice probleme serioase și importante, chiar dacă au fost planificate cu mult timp înainte. Este mai bine să nu te supraîncarci emoțional sau fizic. În cele din urmă, pe 29 august, Mercur se alătură Clubului Fecioarelor. A întârziat la petrecere, dar s-a prins repede. Nu numai că vei vedea lumea ca o fecioară, soarele este acolo, dar vei și acționa ca o fecioară. Marte este tot acolo și te vei simți ca o fecioară, căci Venus este și ea acolo. Acum vei gândi ca o fecioară, și este minunat pentru că nu există niciun alt loc în zodiac unde Mercur să se simtă atât de bine. Într-adevăr, Mercur este singura planetă care se află atât în domiciliu cât și în exaltare în același semn în fecioară. Indiferent care este semnul tău zodiacal, indiferent unde este Mercur pe astrograma ta natală, Mercur în fecioară va favoriza orice tip de activitate intelectuală. Acum este favorabil să te implici în extinderea cercului tău social. Mergi într-o vizită în care vei întâlni fețe noi sau mergi la o petrecere în care nu cunoști pe nimeni. Stelele te sfătuiesc să studiezi și să obții cunoștințe noi. Acestea vor fi absorbite mai bine ca niciodată și cel mai important vor fi utile pentru realizările viitoare. Pe 30 august avem luna nouă la 6 grade în fecioară. Această lună nouă este foarte feciorelnică, deoarece avem 5 planete personale în fecioară, ceea ce este destul de neobișnuit. Luna nouă din fecioară este fantastică, deoarece formează aspecte bune cu Uranus în Taur și Saturn în Capricorn, ambele semne de pământ. Pământul este un element care face să se întâmple, iar fecioara este semnul recoltării. Când dorești să faci ceva în viața ta, nu ai nevoie de lucruri de tip Vulu sau aspecte magice ale Neptunului. Ai nevoie de o lună nouă în fecioară. Și aceasta este o lună nouă care se manifestă în mod special datorită aspectelor pozitive ale celorlalte semne ale Pământului. Ce mod mai frumos și mai luminos de a încheia luna august? Vei zâmbi, dar vei ajunge la concluzia că august a fost cu adevărat cea mai bună lună din anul acesta. O zi mai târziu, pe 1 septembrie, soarele îl va îmbrățișa pe marte, începând un nou ciclu sinodic marțian. După o lună nouă uimitoare, călătoria ta a eroinei începe. Dar mai multe despre călătoria eroinei în previziunile pentru luna septembrie. Hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodeacului. Berbec Vorbirea excesivă te poate răni săptămâna aceasta. Există riscul de a dezvălui în mod accidental secretul cuiva de a exprima informații confidențiale legate de poziția actuală sau de a îmbogăți obscenitatea în prezența unei persoane cu autoritate. Este necesar să-ți controlezi nu numai fiecare cuvânt rostit, ci și dieta. Este foarte probabil ca un anumit produs să se dovedească a fi de proastă calitate sau de o proveniență neclară. Mai aproape de weekend ar trebui să verifici starea de sănătate a rudei mai în vârstă, posibil soțul. Dacă prin casă ți-o rude mai tinere, vei avea multe tulburări din cauza noului an universitar. Ar trebui să dedici mai mult timp pregătirii, îmbunătățirii spirituale, călătoriilor. Însă problemele financiare la sfârșitul verii nu sunt de dorit. Amintește-ți un principiu interesant. Averea vine pentru cei care investesc în forme neobișnuite de câștig. În special, acest lucru se aplică activităților religioase sau ezoterice. Cu toate acestea, poți face bani buni într-un mod destul de tradițional, prin publicitate sau lucrând în sectorul turistic. Perspective bune în această săptămână vor aduce proiectele externe. Vei avea mult timp și energie în această săptămână pentru a te dedica cuiva dintre rude. O persoană în vârstă va decide să implementeze un proiect complex, iar el va avea nevoie de ajutorul tău. După muncă și în toate zilele libere vei petrece în compania rudei tale în vârstă, împlinindu-i cu scrupule fiecare capriciu. Această sarcină nu contribuie la bună ta dispoziție și va începe de ce în ce să te sfâșie ceva în sufletul tău vei avea însă șansa să acumulezi o experiență valoroasă. Da, este posibil să nu fie ușor, dar te poți descurca. Va trece mai mult timp cu cealaltă jumătate pentru a-ți consolida relația. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur Săptămâna aceasta poate părea destul de obositoare pentru corpul tău. Este probabil ca unele circunstanțe să împiedice punerea în aplicare a chestiunilor planificate. Există riscul ca ceva să nu poată fi livrat la timp sau să nu îndeplinești o promisiune făcută unei rude apropiate. Poate cel mai bun prieten. Cinismul împotriva membrelor familiei mai mari sau mai tineri este interzis. Când încerci să discuți o problemă cu un partener de relație sau de afaceri, evită să fii prea strictă, arrogantă. Dacă tocmai te-ai întors din vacanță, ar trebui să experimentezi disconfortul de a trece la munca zilnică. La tine se pune accentul pe afaceri și comerț, precum și pe starea stabilă a sistemului nervos care face posibilă evaluarea obiectivă a informațiilor. Ar trebui să fii atentă la starea ta de sănătate, posibile boli ale dinților sau gingiilor, probleme cu sistemul musculoscheletic. Săptămâna poate fi destul de traumatică, fii atentă la sănătatea ta. Te deranjează ceva? Sunăți imediat medicul. Cel mai bine este să mergi undeva pentru a te relaxa? Această săptămână îți poate aduce schimbări majore pe frontul personal. Vei cunoaște pe cineva și, mulțumită acestuia, îți vei aminti care este adevărata pasiune și atracție spirituală irezistibilă. Te gândești singură cu tine și ajungi la concluzia că este foarte necinstit să-ți înșeli sufletul pereche actual. Îi vei spune totul așa cum este și romantismul tău se va termina complet. Vei continua să visezi la nouă pasiune doar ocazional gândindu-te că dorești să formezi numărul fostului ales. Cu toate acestea, treptat, nostalgia va începe să te viziteze din ce în ce mai puțin. Stelele te avertizează că vei fi în pericol de trădare. Aruncă o privire mai atentă către partenerul tău pentru a vedea dacă Uniunea ta este în pericol. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemen pe parcursul întregii săptămâni poți simți un fel de simptom neplăcut. Analizează starea corpului tău, dacă este necesar, supune-te unui examen medical și în niciun caz nu face automedicația. Numai puțin periculoasă este îngăduința capriciilor de moment. Dacă ai un partener obișnuit, nu ar trebui să începi să scrii un roman secret în spatele lui. Această înșelăciune va fi dezvăluită foarte curând și chiar mai rău va fi dezvăluită public. Printre evenimentele plăcute ale săptămânii, vizite neașteptate ale prietenilor, un cadou simbolic, o creștere a popularității pe rețelele de socializare și mici achiziții pentru locuința. Intuiția ta va fi agravată datorită faptului că vei simți oamenii. Ți se poate încredința un secret serios sau poți împărtăși informații importante. Ești acum deosebit de predispusă la asimilarea cunoștințelor ezoterice și la efectuarea muncii intelectuale. Săptămâna îți va aduce mai multe situații pentru a face contacte profitabile la locul de muncă sunt posibile dezacorduri cu managementul. La sfârșitul săptămânii din 31 august până la 1 septembrie acordă atenție sfere personale. Există riscul de a te despărți sau de a răci sentimentele. Va trebui să acorzi o atenție sporită sănătății tale. Tractul gastrointestinal îți va aduce câteva probleme și vei decide că este timpul să te gândești la o dietă sănătoasă, echilibrată. Vei citi o mulțime de literatură relevantă, imediat după care alcătuiești un nou meniu pentru tine, în care există loc doar pentru produse utile. Aceste activități de wellness nu te vor distrage de la alte aspecte. Vei continua să cucerești în mod activ noi orizonturi de carieră, punând în același timp lucrurile în ordine pe frontul personal. Noi impresii și emoții vii te așteaptă în weekend. Deți o pauză și reîncarcă-ți bateriile pentru o lungă perioadă de timp. Vei avea nevoie! Aceste zile sunt oarecum umbrite de problemele cu copiii. rezolvă dintr-o lovitură sau amână complet decizia pentru mai târziu. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC Săptămâna aceasta este probabil să ai nevoie de sprijin moral din partea celor dragi. O scădere a vitalității sau a emoției este așteptată în ajunul unui eveniment important. Cel mai probabil, evenimentele viitoare vor confirma că nu este nevoie să-ți faci griji atât de mult. Un rezultat favorabil poate rezulta în cazuri care implică examinarea unei cereri judicioare, probleme legate de moștenire sau cu executarea unui fel de documentație. Dacă decizi să-ți încheie relația de dragoste actuală, prietenie de lungă durată sau căsătoria, Astea le îți recomandă să cântărești toate consecințele acestui pas. Tu faci totul pentru a obține bunăstarea materială și pentru a crește statutul social. Ai multe idei și planuri bune. În multe feluri, ajuți oamenii din jurul tău. Însă nu uita că dacă încalci regulile nescrise ale mediului care te-a primit atât de bine, problemele nu pot fi evitate. Atât reputația ta cât și câștigurile tale vor avea de suferit. Reține că în cursul săptămânii concurenții în mediul profesional vor încerca să-ți facă trucuri murdare. Poți fi caracterizată de un comportament irațional în această săptămână. Vei refuza să avansezi pe scara carierei și chiar puțin mai târziu cu propriile mâini poți distruge fundația unei frumoase povești de dragoste. Nu poți explica motivele acestor acțiuni, deoarece ceea ce se întâmplă în gândurile tale ți se va părea foarte, foarte vag. Mai aproape de weekend decizi să te izolezi de ceilalți oameni pentru a te înțelege în cele din urmă. Vei afla adevăratele cauze ale problemelor tale interne, dar, din păcate, acest lucru nu te va ajuta să dai ceasul înapoi și să corectezi multe greșeli. Acum este un moment minunat să începi să te îngrijești activ. Poți chiar să-ți schimbi radical imaginea. La locul de muncă există șanse mari să începe o poveste de birou. De ce nu? Dar, totuși, în orice situație, este mai bine să te gândești mai întâi și abia apoi să te arunci cu capul în lumea emoțiilor. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu! Săptămâna aceasta este puțin probabil să poți câștiga șefia unui mic colectiv. Poate că aceasta este o lipsă de înțelegere cu rudele sau cu colegii. Nu intra în panică dacă altcineva devine liderul acestui grup de oameni. Gândește-te filosofic la această problemă. De exemplu, dacă observi o lipsă de resurse financiare pentru unele achiziții, anulează această achiziție și treci în modul de economisire. Merită să economisești nu numai bani, ci și potențial energetic. Sfârșitul verii va fi totuși destul de bun pentru tine. Dar nu uita că în unele cazuri acest lucru înseamnă o acalmie înainte de furtună. Dacă se întâmplă acest lucru, încearcă să nu te enervezi prea tare. La urma urmei, ești mult mai capabilă să suporți un stres mai mare decât câteva minore. În timpul săptămânii, ai grijă de vasele de sânge, de ochi și nu te supăra foarte mult din cauza flacurilor. Stelele spun că vei putea face o achiziție mult așteptată. Este posibil să interceptezi o parte din fondul pentru această achiziție de la cineva dintre prietenii apropiați, dar acest lucru nu-ți va face bucuria mai puțin arzătoare. O vei pune chiar și de un mic banchet acasă pentru a sărbători în mod corespunzător un eveniment atât de important pentru tine. Puțin mai târziu vei reveni la treburi și îți vei face un plan pentru succesul viitor în carieră. Vei avea suficientă perseverență și muncă grea pentru a implementa pe deplin acest proiect de afaceri. Este adevărat, în timp ce cucerești muntele olimpic în carieră, viața personală nu va primi nicio atenție de la tine. Nu te vei lipi de niciun compromis în această perioadă. Nu îți fie teamă să fii prima care te împaci dacă apreciezi relațiile cu cei dragi. Un bun prieten te poate trăda. Totuși nu te grăbi să-l ștergi din viața ta. Dă-i o șansă să rezolve greșeala. Probabil acest weekend este destinat să fie petrecut la un eveniment sau un banchet zgomotos. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Făcioara! Din această săptămână ai norocul să elimini cu succes deficitul financiar. Poate că este vorba despre o muncă profitabilă sau o creștere a salariului în poziția actuală. Norocul este puțin probabil să te însoțească în relațiile amoroase. Dacă tocmai ai început să guști romanul, ești sortită să fii ușor dezamăgită de sufletul proaspăt înșfăcat. Dacă ai o familie, ești încurajată ca în orice mod să încurajezi creativitatea partenerului de căsătorie. Desigur, dacă experimentele propuse nu contravin moralității și nu dăunează organismului. Este prevăzută o vizită de weekend a unei rude mai coapte. Toată săptămâna vei acționa foarte eficient în problemele legate de rude și de locuință. Faci reparații, modernizări interioare sau construcții, aranjezi altfel casa. Poți pleca într-o călătorie într-o altă țară. De va fi așa, călătoria va fi minunată. Dar la locul de muncă trebuie să fii pregătită pentru probleme. Nu acționa în grabă. Situația poate fi astfel încât să provoci o concediere pentru persoana pe care o privești în oglindă. Poți regreta decizia. Cu siguranță, însă, vei câștiga oameni credincioși cu gânduri similare în această săptămână. Soarta te va aduce pe tine și pe acești oameni la un fel de eveniment cultural. Vă împărtăși o parte din ideile tale personale cu ei, iar noi prieteni te vor aprecia foarte mult. Așadar, o echipă coezivă nu este formată în mod vizibil și le vei a fi mentorul ei ideologic. Urmărindu-ți creierul personal creativ, vei petrece puțin timp în problemele profesionale, iar șeful te va acuza de neglijență. De asemenea, va trebui să auzi multe reproșuri de pe buzele gospodăriei tale. Ruda poate fi jignită de faptul că afacerile familiale au încetat să mai fie de o importanță primordială pentru tine. Nu-ți va fi ușor să te controlezi în această perioadă. Dorința de a te certa cu cineva te poate împiedica să supraviețuiești calm de această dată. Pentru a dezamorța situația, pleacă din oraș, de exemplu, într-o călătorie, dar nu la mama. Relaxează-te la saburul, să iasă, câștigă forță și când revii, devii eroina. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. Săptămâna aceasta nu este exclusă o scădere vizibilă a performanței. Acesta este un motiv bun pentru a face o pauză în afaceri, a te odihni bine, a corecta greșelile, a stabili noi obiective. Dacă, din potrivă, tocmai ți-ai abandonat vacanța, ți se recomandă să te alături fără probleme a regimului zilnic al săptămânii. Începe cu activități care sunt cel mai puțin stresante. Apreciază sentimentele celor dragi. Dacă ei refuză să te sprijine într-un fel de proiect de casă, nu încerca să-l termini singură. Zilele nu au intrat în sac și nici nu ești în competiție. Săptămâna aceasta se va încheia cel mai probabil cu o petrecere spontană în casa unui prieten sau a unei rude. Vei putea realiza multe în domeniul artei, practicilor spirituale ezoterice sau inventivității. Mai mult, astfel de activități nu vor aduce neapărat o recompensă monetară, ci te vor ajuta la găsirea unui loc secundar de muncă interesant și la realizarea unei cunoștințe promițătoare. Toată săptămâna va trebui să te bazezi pe alții, inclusiv în probleme financiare. Ferește-te de aventuri și oameni vicleni. Există un mare risc de a pierde bani. Implică-te în dezvoltarea ta spirituală. În timpul liber, citește cărți sau vizitează portaluri tematice pe internet. În paralel cu lucrurile persoana ta, vei continua să lucrezi la proiectul tău obositor de birou. Vei avea șansa să rezolvi problemele mai veche ale familiei, nu rata. Perioada este favorabilă pentru orice călătorie și pentru participarea la activități recreative. Întâlnirea promițătoare te așteaptă sâmbătă. Stelele te sfătuiesc să arunci o privire mai atentă la fețele noi, dar nu vorbesc despre fețele de masă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion Săptămâna aceasta vei avea ocazia să te simți ca o adevărată triumfătoare. Vei dori să îți faci chiar singură cu una de lauri. Un succes profesional sau de afacere important este prevăzut? Probabil, în același timp, veniturile curente vor crește sau statutul social se va consolida semnificativ? Dacă ești departe de victorii în afaceri și carieră, vei putea stabili o atmosferă caldă în familie în zilele următoare. Sunt așteptate suficiente achiziții mari, evenimente interesante sau un banchet la care vei primi numeroase îmbrățișări? Dacă încă mai cauți dragostea, ești sortită să faci cunoștință cu fața fermecătoare a sexului opus. Dar ia ușor acum, problemele psihologice și scăderea vitalității sunt foarte enervante. În această săptămână este posibilă o deteriorare accentuată a stării de bine din cauza problemelor cu limfa, hormonii și epuizarea nervilor. Este posibil să te simți ca o lămâie stoarsă, fără niciun motiv. Deoarece acum ai o oboseală crescută, încearcă să te relaxezi mai mult și să schimbi mai des tipul de activitate. La sfârșitul săptămânii, din 31 august până la 1 septembrie, acordă atenție diferitor practici spirituale sau participă la ședințe psihoantrenante. Trebuie să fii atentă că săptămâna aceasta poți intra în conflict cu autoritățile tale superioare. Nu vei finaliza la timp un proiect important pentru care șeful te va jigni în prezența altor angajați. Nu vei putea să rămâi tăcută și răspunzi la insulte cu o tiradă supărată și nesfârșită. Din fețele înspăimântate ale colegilor tăi îți vei da seama că ai trecut toate limitele rezonabilului, dar nu te vei putea liniști. Rezultatul acestei erupții emoționale pentru tine va fi o mustrare severă și pierderea bonusului. Cu toate acestea, vei ști bine că acum șeful tău caută orice scuză pentru a repara situația tensionată. Vei avea nevoie de rezistență acum, atât fizic cât și psihologic. Pot exista probleme la care nu te așteptai. Nu lăsa emoțiile să se îmbogățească pe seama aburului de moment. Te poți relaxa în weekend. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător, te vei bucura de o surpriză plăcută în această săptămână. Este probabil că aceasta să fie ceva imaterial. De exemplu, vor exista știri că renoirea vine în familie, o nouă cunoaștere neașteptată de plăcută cu sentimente reciproce. Nu sunt excluse vizitele unor prieteni apropiați, petreceri spontane și excursii pe un traseu necunoscut. Dacă ești mai în vârstă, ar trebui să-ți controlezi starea de bine. Dacă lucrezi fizic, nu uita să faci opriri periodice pentru odihna. Nu este recomandat să te înscrii în noi proiecte de afaceri sau să lupți pentru succesul în carieră. Dezacordurile sunt așteptate cu oameni cu gândire similară sau cu investitori. Dacă ai visat de mult să fii în public, îți poți încerca mâna. Săptămâna este ideală pentru a câștiga faimă și popularitatea. Cel mai mare succes te așteaptă dacă ai o ocupație sau o slujbă asociată cu orice activitate publică. Există însă riscul de a te așa că lucrează serios la consolidarea imunității și prevenirea bolilor cronice, dacă ai. Poate exista sentimentul că nu te poți controla. Săptămâna aceasta îți va aduce o mulțime de experiențe plăcute. Vei fi foarte surprinsă dacă vei primi exact titlul de cel mai bun angajat al acestei luni și, odată cu acesta, un premiu major. Ceea ce se întâmplă pe frontul personal te va face de asemenea foarte fericită. Toate serile și weekendul se pare că le vei petrece în compania unei persoane care a refuzat de mult să se apropie de tine. Cu toate acestea, după ce vei fi aflat mai multe despre caracterul și mentalitatea lui, vei fi obligată să recunoști că din afară ți se părea mai puțin interesant. Într-un cuvânt vei începe să-ți faci griji că nu ai voie deloc să piezi acest roman. Complexul de abandonare contează numai dacă ai pe cineva pe care să te bazezi. Unele sarcini vor trebui abandonate, banii pe care îi vei împrumuta acum nu vor reveni în curând, dar tot trebuie să-i oferi dacă dorești să menții prietenia. Nu fi la coma, știi la ce mă refer. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn, ai toate șansele să petreci săptămâna aceasta fără să cunoști probleme majore. Pentru aceasta este important să alternezi munca și odihna. Nu lăsa pe cineva din vecini sau colegi insolenți să-ți strice o dispoziție pozitivă. Nu răspunde la provocări și la tachinări. Lista cu tot ce se va putea realiza în zilele următoare include un proiect de serviciu finalizat cu succes, pregătirea pentru noul an școlar, prezentarea cu succes a unor idei, împacarea cu o persoană care a fost jignită. Dacă ești singură, nu ar trebui să refuzi să flirtezi pe rețelele de socializare sau să faci cunoștință în transportul public. Se pare că se apropie o criză financiară, nu vei mai putea câștiga bani ca până acum. Prin urmare, este mai bine să păstrezi ceea ce ai deja. Săptămâna aceasta nu ar trebui să vorbești despre creșterea salariului sau mutarea la un nou loc de muncă. Dacă ești angajat în activități antreprenoriale, poți întâmpina dificultăți. Cel mai probabil acest lucru va fi asociat cu oboseala crescută sau informații false. Cele mai bune lucruri vor merge dacă ești un angajat obișnuit. De luni până miercuri se pot schimba planurile, sarcinele pot să apară probleme cu orice echipament. Vei dori să ai o oportunitate de odihnă și relaxare. Îți vei îndeplini încet sarcina oficială fără a înceta să te bucuri de faptul că șeful tău a plecat în vacanță sau într-o lungă călătorie de afaceri. Lucrând într-un astfel de ritm, nu vei simți nici cea mai mică oboseală. Vei avea timp să-ți vizitezi prietenii apropiați și să ajungi chiar și la petreceri zgomotoase? La una dintre ele vei întâlni o persoană care te va plăcea la prima vedere. Cu toate acestea, în curând vei ști că un roman între voi nu va părea niciodată, din moment ce pasiunea ta este deja căsătorită. Ia în serios sfaturile de la oameni mai experimentați. Te vor ajuta să iei o decizie corectă. Fii atentă pe 30 august. Poți fi lăsată de căruță, cum se spune, de către cei dragi. Petrece weekendul în cercul familiei. Acest lucru te va ajuta la restabilirea rudeniei pierdute. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător În această săptămână, universul ți-a destinat să afle singură care este legea bumerangului. Probabil va exista o întoarcere din actele comise. Odată, de exemplu, va trebui să experimentezi aceeași durere ca și persoana care a fost cândva jignită de tine. În caz contrar, în zilele următoare va exista un mediu confortabil pentru lupta, pentru succesul în carieră, pentru implementarea proiectelor de acasă și pentru încercările de a câștiga atenția cuiva. Va fi bine să ai grijă de tine. Nu te teme de schimbările mari, doar cu condiția să-ți încredințezi frumusețea unui adevărat profesionist în domeniul stilului. În această perioadă vei simți un val de energie. Acest lucru este minunat, dar tocmai din cauza creșterii activității tale pot apărea o serie de probleme, începând cu o defecțiune accentuată și terminând cu o boală gravă. De la începutul săptămânii ar trebui să te aferești de tot felul de răni pe care ți le poți provoca singura. Dureri de cap și migrene sunt de asemenea posibile. Un curs de tratament alternativ te poate ajuta. Poți avea ocazia de a fi pusă în fruntea unei mici echipe de colegi pentru a finaliza unele sarcini importante împreună. Vei putea să-ți îndeplinești rolul de lider, iar șeful, evaluând rezultatele muncii tale, va fi incontestabil mulțumit. În plus, el va promite că în zilele următoare vei fi numită într-o funcție promițătoare. Membrii apropiați ai familiei tale vor fi destul de sceptici în ceea ce privește creșterea carierei. Ei vor începe să conteste faptul că din vina noilor tale puteri ai mai puține șanse să fie acasă. Din acest motiv, la locul de muncă, concurența se poate intensifica. Din nefericire, concurența riscă să rămână fără muncă. Nu te certa, ci mai degrabă cheltuie energia pentru întreținerea relațiilor de familie. Fi mai moale cu rudele. Discute toate propunerele care vor veni cu experți. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești! În această săptămână ar trebui să te abții de la pașii fatidici. Cel mai probabil va exista dorința de schimbare, dar nu va exista un plan clar despre cum să acționezi. Nu refuza ajutorul membrelor mai în vârstă ai familiei. Poate că recomandările cuiva vor clarifica ce se întâmplă, te vor ajuta la găsirea unui loc de muncă profitabil sau te vor ajuta la eliminarea deficitului financiar. În ceea ce privește sfera interpersonală, este puțin probabil să te mulțumești și să fii surprinsă de ceva. În prezent, nu este cel mai bun moment pentru recunoașterea sentimentelor și pentru înregistrarea căsătoriei. Vei dori să muți munții din loc. Bine, chiar vei avea suficiente forțe pentru asta, dar ține cont de faptul că ar trebui să uiți de ironie, cinism și lipse de tact în relația cu ceilalți oameni. În caz contrar, pur și simplu nu vor dori să comunice cu tine. Este foarte important să-ți amintești acest lucru atunci când vorbești cu vârstnicii sau cei cu o poziție mai bună. Îți vei îmbunătăți ușor situația financiară lucrând. Săptămâna este perfectă pentru reparația casei tale, pentru achiziția de articole interioare și pentru confortul casei. Cu toate acestea vei trece printr-o revizuire fundamentală a orientărilor de bază de viață. Vei decide că succesul în carieră nu este atât de important pentru tine și că echilibrul emoțional este mult mai important pentru tine. De îndată ce trage această concluzie, gândul de demisiei din poziția actuală te va părăsi complet și irrevocabil. În plus, decizi că romandul tău nu este atât de fericit, dar ți se potrivește aproape 100%. Pe scurt, săptămâna aceasta vei învăța cum să te pui la punct cu tot ceea ce te înconjoară și să nu mai iei măsuri pentru a schimba realitatea în bine. În viața personală va veni un calm mult așteptat. Ține-te singură de mână pentru a nu sparge din nou idila. Perioada este bună pentru a construi noi planuri și a gândi modalități de implementare a acestora. Doar nu spune nimănui despre obiectivele tale. Lasă-le să fie secretul tău. În weekend ar trebui să ai grijă de sănătatea ta emoțională. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept?